Vă doriți o zi de relaxare și răsfăț, dar nu știți exact unde puteți găsi acest lucru? Vă recomandăm un loc unde puteți avea parte atât de distracție cât și de relaxare. La complexul de la Sânt Georgiu de Mureș puteți beneficia de hotel, restaurant, centru spa și, cel mai important pentru acest sezon, un strand care vă oferă cele mai bune condiții. Faima bazinelor de la interior, dar și a celor din aer liber, a trecut granițele județului. Da. Ați mai fost? Acum 5 ani am fost ultima oară, că nu stăm aici în România. Și cum vi se pare? Frumos. Sunt condiții excelente. Ați mai fost înainte? De 10 ani venim în fiecare an. Ce vă place cel mai mult? Apa, soarele, bazinele. Cum vi se par prețurile de intrare? Modest. E acceptabil. Da, mulțumim, ne place. Ați mai fost? Da, anul acesta nu, da. În general mai venim, da. Cum vi se par condițiile? Sunt excelente. Ce vă atrage să veniți în fiecare an? În fiecare an ce ne atrage? Apa sărată, în special, că la altundeva găsești apă dulce, dar apă sărată aici. Și cum ziceți, condițiile? Strandul nostru oferă servicii complete. Mă refer aici că avem atât bazin cu apă dulce, cât și bazin cu apă sărată. Avem plajă cu nisip, zonă VIP, oferim șezlonguri. Programul este de la 8 la ora 20, cred că este destinat tuturor vârstelor. După o baie răcoritoare și un bronz perfect, vă puteți răsfăța la centrul spa al complexului, care vă oferă toate serviciile de care este nevoie pentru a arăta și a vă simți perfect. Avem și un centru spa, care are tot așa toată gama de servicii, ca să spun așa, mă refer la saună uscată, saună umedă, infrasaună, hamam, jacuzzi, sală de fitness, servicii cosmetice. Tarifele de intrare pentru strand sunt de 20 de lei pentru adulți și 8 lei pentru copii în cursul săptămânii, iar în weekend 26 de lei pentru adulți și 12 lei pentru copii. La centrul spa, biletul de intrare este de 50 de lei, dar poate să difere în funcție de ora de intrare și timpul petrecut aici. Dacă doriți servicii de masaj și coafor, acestea se taxează separat. Prețurile nu-i sperie pe amatorii de înot și relaxare. Dacă la începutul verii am fost puțin pesimiști din cauza vremii, s-a putut observa că nu a fost, de exemplu, în luna iunie, o vreme tocmai potrivită pentru sezonul de vară. Acum suntem optimiști și da, pot să spun că cel puțin în ultimele săptămâni, ultimele zile, a mers foarte bine. Dacă vreți să vă convingeți de serviciile oferite și să vă bucurați de ele, găsiți complexul după ce ieșiți din Reghin înainte cu 3 km de Târgu Mureș.